da? Alți bani, altă distracție. Vă povesteam cu ceva timp în urmă și poveștile noastre devin și realitate și vedem asta pe drum. Fie că vedem kilometru pe kilometru, fie că vedem drumuri făcute de la un capăt la altul. Ei bine, drumul din Băbeni, pe Tomșani, pe Costești până la Arnota, 646, am terminat proiectarea. Este complicat să vă explic acum, ca să faci un drum pe fonduri europene, trebuie să proiectezi, să ia vize, să cheltui bani. Și am cheltuit ceva bani, peste 300 de mii de lei, adică undeva la 311 mii de lei noi, bani pe care i-am dat pe studii, i-am dat pe avize, foarte multe avize, i-am dat pe documentația de atribuire a lucrărilor de intervenție. Și avem Daliu, mă cunoaște toată lumea, și proiectul tehnic. Ei bine, după ce am terminat și am cheltuit ceva bănuți, vă spuneam 311 mii ron, banii aceștia îi cerem înapoi de unde? De la Uniunea Europeană. Vineri depunem proiectul, mulțumesc colegilor mei de la Consiliul Județean care au muncit și au muncit bine alături de mine în acest proiect. Am promis și facem pași importanți pentru ca și drumul județean 646 să fie reabilitat. Facem acum kilometru cu kilometru pentru că încă n-au ieșit liniile de finanțare. Dar în final vom investi pe drumul județean de la Arnota până în Băbeni undeva la 31 milioane de euro. Și atenție, cofinanțarea noastră este 6.000 de lei plus avizele care au mai costat și ele. Oricum, suma este infimă. Dar vom investi în final 31 de milioane de euro pentru că așa ne dă proiectul. Da, într-adevăr, Consiliul Județean Vâlcea vineri va depune cererea de finanțare pentru obținerea sumelor cheltuite până la această dată pentru studiile, documentațiile tehnico-economice, documentațiile de proiectare aferente reabilitării drumului DJ-646. Într-adevăr, Consiliul Județean Vâlcea a recuperat toate sumele cheltuite pentru studiile preliminare tuturor investițiilor finanțate din fonduri europene, fie că vorbim de expertize tehnice, de studii geotehnice, de studii de fezabilitate sau proiecte tehnice, așa cum facem și de data aceasta.